Zeci de elevi, cei mai buni la matematică din județul Brașov, au participat sâmbătă la cea de-a 11-a ediție a concursului zonal de matematică Traian Duță. Competiția este organizată de microcercul de matematică numărul 8 și a adunat anul acesta aproape 80 de elevi de la liceele teoretice și tehnologice din tot județul. Suntem gazda celei de-a 11-a ediție a concursului de matematică zonal, care de 2 ani poartă numele domnului director Traian Duță. Concurs la care participă elevi din mai multe orașe ale județului Brașov, atât de la liceele teoretice cât și de la liceele tehnologice. Concursul a durat 3 ore, după care profesorii au trecut la corectarea lucrărilor. Cei mai buni elevi la matematică au primit diplome și premii din partea organizatorilor.